Bună dimineața și bine v-am regăsit la Curiosity din Gerul din București, care i-a forțat pe unul dintre noi să apeleze la mănuși reciclate. Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, George! Cine-i domnul din poartă? Este mimul săptămânii. Bernie Sanders, săracul care i-a făcut locul Joe Biden până la urmă pentru cursa prezidențială din Statele Unite ale Americii și a ajuns un mim pentru că el stătea acolo, săracul, foarte simpatic, cu niște mănuși care cred că o să ajungă următorul hit în materie de fashion Deci cum pariu că o să vedem modelul ăsta de mănuși de pe AliExpress până la H&M, Zara și tot, peste tot deci... da. Pentru cei care știu puțină politică americană, Bernie Sanders trebuia să fie încă de data trecută candidatul democraților Doar că a pierdut cumva la vot la numărătoare în partid, și prima dată i-a luat locul Hillary, și acum Joe Biden. A venit la ceremonia de investire a lui Joe Biden de zilele trecute dar era suficient de răcoare, se pare, încât să aibă nevoie de o pereche de mănuși și a apelat la aceste mănuși care fac în conjurul internetului. Și dacă tot fac în conjurul internetului, noi ne-am propus să facă în conjurul Bucureștiului și al României și permiteți-ne să vă prezentăm în această dimineață, în premieră. O să le puteți vedea și pe Instagram și pe Facebook pe la noi. Uh, toate, uh, toate cum să zic eu, toate aparițiile din București ale lui Bernie Sanders pentru că, vă spuneam, este în turneu. Iată la Cavaleria Hub într-o dimineață geroasă, dar mai avem. Sunteți pregătiți? Aici Bernie Sanders ne arată cât de mult îi place uh, Bentley Bentayga. Din nou, mănușile sunt la locul lor. Bernie Sanders aprobă acest review al lui iPhone 12 Pro Max, cred. Și nimeni nu se aștepta la asta. Bernie Sanders își încheie turneul cu un interviu în exclusivitate oferit Lorenei pe Lorena.ro. Și mai avem unul. Iulian Pană, împreună cu de la Optimus, fac un tur de, de casă la Bernie Sanders care refuză și în ți verii să scoată mănușile și să facă o baie în piscină. Exact. Da. Da. Dacă vreți să vedeți aceste mimuri cu Bernie, le veți putea găsi fără probleme pe Instagram și pe Facebook, pe Case Bune, pe Cavaleria și la mine Va chiar o să publicăm și pe bărnii de cupat ca să vă fie ușor și vouă Tare mie că până luni o să apară și o aplicație care o să-ți permite să-l Memefici pe Bernie oriunde ai Cam așa a arătat el Au fost măsuri speciale de siguranță la Capitoliu pentru prima dată de când a început pandemia Chiar a fost luată în seamă distanțarea fizică și așa au fost puși invitații pe acolo prin gradene Distanțați unii față de ceilalți După care Bernie Sanders a început să facă în conjurul internetului Aici a ajuns, știi, imagine de copertă pentru acele canale de YouTube care uh, se ocupă doar cu muzică low-fi. Uh -huh. Muzică de învățat, muzică de studiat, muzică de citit. și aici, ele Ce aici trebuie Este, în, este într-un metrou din New York. Apoi avem uh, pe niște albume uh, muzicale. Vă uh, <laughs> să la un dat, inclusiv. <laughs> Unde le am găsit? Ah, nu cred. Foarte tare. Okay. Cam acesta este mema săptămânii, Bernie Sanders care face înconjurul internetului. Iată-l peste tot și povestea mănușilor apropo este foarte interesantă pentru că Bernie a folosit mănușile pe care le-a primit cadou de la o învățătoare undeva din Delaware sau nu știu de unde, pe care le -a făcuse dintr-un pulover vechi le-a decupat brațele, mâinile puloverului, le-a cusut și a făcut aceste mănuși practic reciclate. Acum te provoc să-l cauți pe Bernie Sanders. Știi că imaginea asta este e foarte reprezentativă. De, de pe vremea când se construiau zgârienori prin în New York, cam așa se făceau, fără nicio măsură de în ei, Pun pariu că acele mănuși sunt foarte confortabile. Și da. cum, cum spuneam, o să devină un trend și apoi o să ai acel pattern care o să ajungă pe geci, pulovere, pe, pe, da. pe inclusiv o pereche de easy aș vedea cu, cu pattern-ul Apropo, dacă ai un pulover care ți-a rămas mic, ai crescut sau pur și simplu ai pus niște kilograme în plus și nu-ți mai vine, tai mânecile și fă-ți mănuși gratis Cât despre asta da, exact. este vorba Hai să mergem și la știrile din Internet și Tehnologie, pentru că avem o ediție cu știri tari, ca de obicei. Suntem în direct, iarăși, de pe, în direct înregistrat de pe două continente, în continuare, dar avem noutăți foarte interesante cu telefoane care mai vin sau poate nu mai vin, ecrane de laptopuri și oameni care au furat secrete industriale, dar care au fost iertați de un președinte dintr-o țară democrată. Nu este, nu este singura chestie, mai avem și informații din domeniul mașinilor electrice, o apariție. Surprinzătoare pe Twitter a unui alții o decât Elon Musk. Dar avem și un Elon Musk săptămâna asta, pentru că nu s-a putut abține. Mă aștept să facă și el o memă cât de curând, și cu Bernie Sanders, pentru că nu e așa, el este de meme lord. Exact. Uh, da, da, și la, fel? La, la fel, îl punem pe Elon Musk în acest și tot pentru SEO. Uh, cu ce începem, cu ce începem? <laughs> <laughs> Sau ceva de genul ăsta. Da. Uh, uh, hai, să, hai să începem cu Honor. Mie mi-a plăcut știrea asta. Ok, hai că începem cu honor. Începe cu lansările la avem două interesante. Exact. Este o lansare interesantă de la Honor. Odată ce, la nivel cel puțin oficial, Honor spun că s-au desprins complet de Huawei ca să poată să continue să producă și să vândă telefoane, Honor a lansat un telefon nou, nou nouț în China cu procesor Mediatek, cu un ecran de 6,7 și 120 de herți, 6,7 inci un device 5G, dar pe procesor Mediatek. Acel Mediatek de care mai ne mai interesat ne întrebați din când în când, iată-l aici. Practic, Huawei încearcă să găsească o intrare, dar nu este un moment foarte fericit pentru că modelul acesta s-ar putea să nu-l vedem în afara Chinei. Deși arată interesant, ar trebui să-l vedem de obicei. Honor face niște serii view pentru restul planetei. Aici avem un V40, așa îi spune. Arată frumos. Trebuie să recunoaștem. E un produs care arată destul de bine. Din ce am urmărit însă, Noua șarjă de oficiali de la Washington nu văd nici ei cu ochi buni China, pentru că fix înainte să părăsească Casa Albă, Donald Trump a mai semnat niște ordine executive pentru a mai limita accesul la produse americane sau pe piața americană și pentru DJI Xiaomi și tare mie că nici Honor nu va avea acces la tehnologie. Practic, Huawei, tocmai ce i s-a mai interzis să folosească și procesoare de la Intel, celor de la Intel, a fost interzis să mai lucreze cu ei, sunt tare curăț ce se va întâmpla cu seria de laptopuri MateBook. Așadar, tentativa celor de la Huawei de a mai face telefoane, iată, este acest Honor V40 în variantă 5G cu procesor Mediatek disponibil deocamdată în China. Asta e tot ce, tot ce știm deocamdată despre el. Și cam atât. În afară de ghielerii, nu o să poată să ruleze altceva. Prețurile nu sunt rele. 550 de dolari acolo ar însemna vreo 650 de euro la noi dacă ar ajunge. Sunt tare curios. Dar noi ar trebui să avem deja zvonuri pentru Huawei pe 50 Ar cam trebui, da. Pentru că începutul de an deja este cu aplauze pentru Samsung care. Patrulează așa, total nederanjați pe segmentul premium, cu o serie foarte reușită din primele, din tot ce văd deocamdată, Galaxy S21, S21 Plus și Ultra sunt foarte bune, au rezolvat multe, multe probleme și nu există niciun challenger serios, nu există competiție serioasă cu aceste modele. Adică Samsung să aibă un an prea ușor din punct de vedere al competiției. Exact. Uh, apropo, trebuie să menționez review-ul foarte bun pentru Galaxy S21, varianta simplă făcut de Radu Neagu, pe care îl găsiți pe canal uh, Inclusiv filmarea 8K mi se pare spectaculos de bună pe un telefon de 4.000 de lei Stai că mă laud și acum pentru că și noi avem pe Cavaleria.ro, a făcut Andrei cu acum două zile, un, o, un camera review pentru S21 Ultra Așadar, dacă vrei să vezi cât de bună este camera... Camera DS21 Ultra intră pe canalul de YouTube Cavaleria, și o să găsești acolo un review complet, marca Andrei Bătucu, care se uită doar la camere. Așa, apropo de chestia asta, vă provoc să găsiți un test de cameră mai bun pe tot internetul, între noi fie vorba. Adică, Andrei chiar ia în serios aceste teste și face sute de poze și foarte multe filmări. Chiar îl scriam zilele trecute și îmi spunea stai un pic că sunt încă afară, mi-am înghețat mâinile, sunt cu, cu, ultra la, la poze, intru în casă și vorbim mai târziu, din merge da, 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 da. pe, pe ecran. Păi deci de că a și, uh, și acel val de fric. Uh, deci da, într-adevăr, și acum pentru că nu mai există nici Mobile World Congress, adică nu știm în ce stadiu e pentru anul ăsta, Posibil să vedem câțiva producători care să sincronizeze cumva lansările fix în perioada respectivă ca să, uh, Știi că, oricum, dacă lansezi un produs nou, fie lansezi pe început de an, sau în primele trei luni, fie pe final de an, atunci când vine Crăciunul, și poate ar, ar putea fi un cadou foarte frumos de Crăciun, de exemplu. Da, și tot dar să mai avem... organizația care face Mobile World Congress vine foarte multă liniște. Nu am auzit nimic de la ei, și în teorie ar trebui să se întâmple luna viitoare. Iar luna viitoare nu mai e mult și vine. Adică, ce știm despre MVC? Da, acum am intrat pe site la ei și văd că este un Global și? Mobile Awards și pot să trimiți premii. Glomo, se numește. Poți să înscrii pentru premii încă 53 de zile. Asta înseamnă că se va întâmpla prin martie, la sfârșit. What? O să o dăm acum. Acceptăm continuu. Aha, ar fi ceva pe 28 iunie, uh, 1 iulie. Barcelona. Da, opa, în mijlocul verii, în căldura aia. Nu știu cine poate să vină fizic atunci. M-aș duce, dar dacă nu ne vaccinăm, nu cred că ar o idee bună. S-ar putea să fim vaccinați până atunci, totuși. Nu mi-aș face griji, dar cam asta. Asta știi cum e? Tu știi cum e în iulie-august în Barcelona? E foarte cald, știu că am fost în august. Dar nu mă plâng. e să fie cald în București, alta e să fie cald în Barcelona, George. Știi că nu e la fel. Sunt de acord. Nu e același lucru. Nu știu cum e la tine, dar eu stau cu aerul condiționat în momentul să Pornit. <laughs> eu mă încălzesc cu lampa aia când bate în față. <laughs> same okay. thing, but the same thing. <laughs> Așadar, iată Mobile World Congress, dacă vrei să vezi lansări de produse de mobilitate pentru la vară, în loc de februarie, cum era mod normal, în alți ani deja aveam biletele luate de pe acum pentru că o cameră de hotel se vindea și cu 1000 de euro pe noapte în perioada MVC. Dar până atunci mai vedem. Sunt curios cum o să fie prețurile anul ăsta într-o Barcelona mult mai relaxată din de. punct de vedere turistic. Deci astea sunt datele, da, 28 iunie, 1 iulie. Astea sunt datele oficiale pentru Mobile World Congress 21. Acum, știu că Mobile o Congres Congress este interesantă și pentru companii românești. Dacă ești într-o companie care e interesată, spune-ne dacă ai avea de gând să te duci acolo la comentarii. Da, e interesant. Eu, eu cred că au șanse. Adică uite te la IFA, care a fost ținut într-o perioadă care părea mult mai sumbră. Știi, acum măcar avem vaccinul la orizont. E un pic mai bine. Da. Dacă tot ai spus cuvântul vaccin, pe scurt, din toate informațiile care vin, dacă America reușește, spre exemplu, să vaccineze un milion de oameni pe zi de aici înainte, vor termina la anul. România nu are nici pe departe forța de a vaccina 1% din populație pe zi. Nu facem chestia asta și atunci și la noi va dura tot 2021 până ne vom vaccina. În plus, am văzut ieri pe CNN pe cineva, o șefă de pe la Organizația de Turism Internațională, care cerea autorităților să nu introducă limitări pentru transportul aerian pe bază de vaccin Adică să nu interzică zborul celor nevaccinați Dar cu toate astea, tot mai multe țări impun această carantină la destinație Dacă vrei să te duci undeva, trebuie să te carantinezi nu știu dacă știi, acum două zile, o cursă tarom care a plecat de la București a trebuit să aterizeze de urgență la Timișoara după ce unei pasagere i s-a făcut rău Arătase un test negativ de COVID, dar după ce a fost preluată de ambulanță a fost găsită ca pozitivă la COVID Așadar, nu mm -hmm. că toți pasagerii din acel avion care se ducea în afara României, din câte știu spre Spania, dacă nu greșesc, vor trebui să se carantineze Nu știu unde au ajuns până acum N-am mai eu. Cred că s-au întors. A fost dezinfectat avionul și apoi s-a dus la, către destinație. Dar îmi spune că șansele ca ceilalți să fi luat virusul sunt destul de mici și toată lumea purta mască și atunci. Asta zic că este o mare problemă pentru că țările care vor să țină cu adevărat sub control pandemia apelează la o măsură extremă, care înseamnă că indiferent de unde vii, odată ce ai ajuns, vei intra în carantină 15 zile și doar așa se ține sub control o pandemie în țări care au mai trecut prin pandemii Spre exemplu, așa face și țara în care mă aflu eu acum în Thailanda, dar nu este singura Sunt mai multe țări care impun această obligativitate a carantinării Deși aveam test negativ și am făcut trei teste negative după ce am ajuns Mai multe, apropo, dacă vreți să știți despre chestia asta, despre cum am trecut prin carantină Am făcut un video cu Loren, o să apară pe canalul ei, cred că zilele astea Bun. Hai să mergem mai departe. Hai să mai vorbim. Așadar, MVC prin vară, în loc de februarie, ca de obicei, februarie-martie. Așteptăm însă și alte telefoane de la alți producători, dar să și mă gândesc cine ar să ne mai arate ceva interesant. M-aș bucura, spre exemplu, dacă ar veni LG cu un telefon. Dar ce să vezi? Umblă zvonuri. Da, umblă niște zvonuri care au fost deja infirmate. stai un pic. Umblă niște zvonuri. Da, cel puțin verbal. Uh, um, na. Ideea e în felul următor: de a la, pornit de la o discuție pe care ceo ul uh, LG a avut-o și a spus că trebuie să analizăm, uh, să fim onești despre uh, cum facem noi telefoanele mobile, despre vânzări. Ei nu au avut vânzări foarte bune și până la urmă sunt trei mari producători. Uh, mă rog, au fost aproape trei: uh, Samsung, Apple și Huawei. Huawei nu mai are aceeași putere ca în alții evident și practic au rămas doi mari, doi mari competitori, da? LG și, uh, Apple și Samsung. Și e destul de greu, oricât ai încercat să inovezi și oricât ai încercat să dai de, din prețuri, e greu să, uh, nu știu cum, să convingi alți oameni să treacă la produsele tale, fără să le fi încercat înainte sau fără să le fi văzut peste tot, că mai mai e și treaba asta. Mi-ar părea rău, sincer, să, pierdem mergit de pe piața de telefoane mobile. Mi se pare că sunt singurii producători care încearcă să inoveze, încearcă să facă produse care sunt un pic mai atipice, care rezolvă niște probleme care nu prea există în mod, special, dar pentru asta merită, ce pentru asta merită aplaudați. Dar, la scurt timp, după ce a apărut această știre, ca să, încheiem cercul, pe XDA Developers mai stă un articol care spune așa. Că declarația, scrisoarea internă pe care a trimis-o CEO, la scurt timp după aceea, după ce a apărut știrea, a fost ștersă din sistemele LG uh -huh. uh, și portatorul de cuvânt neagă că divizia de telefoane va fi închisă. Uh, așadar, LG, pe de-o parte, le spune angajaților, hei, dacă se întâmplă ceva, oricum, oamenii vor fi redistribuiți, nu dăm afară pe nimeni, dar, pe de-altă parte, spun, nu, 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 închidem. Uh, nici ei cred că nu sunt foarte deciși ce să facă cu divizia asta, care suferă deja de câțiva ani de un management, hai să o spunem pe șleau prost uh, LG a avut în continuare telefoane bune, divizia lor de camere foarte bună, divizia lor de audio pentru telefoane mobile cea mai bună din lumea în la rând Partea de ecrane întotdeauna impecabile, designul uh, erau singuri fără camera bump până recent Adică reușeau să facă niște lucruri interesante, plus partea de ecrane uh, au fost printre primii care au venit cu o alternativă la foldable mai accesibilă nu cu telefoanele care aveau un ecran suplimentar exact. Toate aceste lucruri trebuie comunicate, trebuie arătate În România de vreo trei ani deja Divizia de mobile nici nu mai este reprezentată pentru că managementul se face de la Budapesta și divizia de telefoane mobile LG este quasi inexistentă în piața de la noi. Adică cu Q am reușit să obținem Velvet la test pe final de 2020, dar e foarte greu să găsește telefoane LG la vânzare sau accesorii pentru ele. Adică, pe de o parte, da, într-adevăr, vânzările scad peste tot, dar LG pare că efectiv se faultează singuri. Nu aduc device-uri, nu aduc accesorii, nu comunică despre ele, nimic ca nu fac device-urile disponibile ca să le vezi, să le încerci sau să le cumperi dacă ai vrea lucrul ăsta. Și mi am aminte cu tristețe și de un eveniment la care am fost, spre exemplu, ultimul eveniment la care am participat, cred că pentru care era? G... G5, G6, G4? parcă nu mai știu exact Băi, ne a fost absolut sfărăitor. Au venit pe scenă și au început să vorbească pur da, și simplu fă fă fă, fă. La sările de telefoane oricum sunt pic mai cam pentru toți, din păcate Și oricum nu sunt urmărite de publicul obișnuit, adică doar noi ne uităm exact. un pic, fașinez la ele sau nu E valabil și pentru Asus, e valabil și pentru Huawei. Samsung a mai schimbat un pic lansările anul ăsta pentru că au fost mai pre-recorded și cred că au avut timp mai bine să-și să dea feedback la Au fost un pic mai antrenant. Uh, inclusiv uh, la, la, uh, la CS prezentarea LG a fost foarte bună și uh, mi se pare ciudat pentru că discuția asta cu telefoanele LG, da, facem sau nu mai facem, vine fix după ce ne-au arătat de vreo 3 sau 4 ori acele 5 secunde cu acel telefon foldable de la LG Stai să-l găsesc repede Hai să le găsim pentru că da, LG are tehnologie de rulare a ecranelor de ani de zile. Și adică, stai, sunt singuri care au venit cu televizoare care se rulează de ani de zile la târguri, la sieze. Cel puțin 2 ani se tot laudă cu ele. Sunt destul de greu de găsit să le și cumperi, ci că doar în Corea s-ar vinde ala. Da, dar mai e o, mai, e o, mai e o treabă. Pentru că, te sper că asta este videoul. O să trecem imediat la el. Uh, da. Um, spus că o să scoată, e Da, e tranziție. Ei au spus că o să scoată acel produs anul ăsta, adică în prima parte a anului. Deci se, cam bat, se bat cap în cap aceste zvonuri. Eu cred că nu o să renunț, eu cred că o să, mai, o, o să mai încerce un pic anul ăsta mai tare și cred că o să, o să lovească un pic mai mult în zona de buget și, uh, și mid-range. Aduți aminte că da. Că am discutat la un moment dat într-un curestic că al doilea sau al treilea cel mai vândut, sau nu, în top 5 telefoane vândute în stat era și un LG de volum. Uite, astea sunt. Da. Și că, nu este, și că nu este CGI, ci că acesta ar fi pe bune telefonul, care uite pe care nu-l nu închizi ca pe o carte, așa cum am văzut cu Galaxy Z Fold 2 sau cu Huawei Mate X. Da. Este pur și simplu un telefon care se strânge. Ca orice telefon cu piese mișcare va fi fragil, dar este o apariție interesantă, este altceva. Avem nevoie de astfel de tehnologii pentru că cu toții ne dorim ecrane mai mari, cel puțin unii ca mine. Dar mi pe exact. să am un telefon în mână pe care doar să-l fac așa și să-l lungească sau să-l micșorez apoi. Da? Viitorul cam așa ar trebui să fie, cel puțin așa, mi-l mi doresc eu, așa mi-l imaginez pe partea de telefoane. Și la ei capitolul de păcate de zi. Scuze, ei au deja tehnologia asta pe televizoarele lor. Adică, LG și TV e deja de 2 ani. Exact. Spune. Și înainte de a avea LG Rollable TV, au mai avut televizoare flexibile care țin minte că făceau așa din aripioare, se, se curbau sau se îndreptau la cerere. Deci, LG se joacă cu ecranele care se pot flexa de ani de zile, are tehnologia, OLED-ul permite. Exact. Bun. Suficientă vorbărie despre LG. Dacă vreți, o discuție similară am putea face despre telefoanele de la Sony. Care nu au ecrane flexibile, dar au camere extraordinare cu software foarte prost. Și atunci, de ce nu e mai multă competiție? Ne așteptăm și am ajuns să ne rugăm de LG și de Sony, care au uh, ingineri foarte buni și tehnologie extraordinară, să o pună în niște telefoane pe care să merită să le cumpărăm Exact Următoarea știre. Hai să trecem la mașini electrice, pentru că avem câteva știri foarte interesante la capitolul ăsta. Suntem foarte încântați, noi, eu și cu Marian mai ales, când mai apare câte o mașină electrică pe care poate ne-o și permitem. Eu mă gândesc serios ca în 2021, să fac deja 2 ani, nu prea țin o mașină mai mult de 2 ani, aș vrea să schimb mașina mea cu alta. Și discuția pe care avem de fiecare, bă, dar cu ce să o schimb? Ca și schimbat-o și în 2020, poate, dar cu ce să schimbi, Marian? Cu ce îmi schimb mașina în 2021? E o întrebare foarte bună. Depinde acum dacă vrei, vrei să rămâi tot la Tesla și ai putea să-ți un model 3 festiv care de acum are și pompă de căldură, deci ar trebui să funcționeze mult mai bine iarna decât modelul tău actual. Dar, pe de altă parte, apar niște alternative destul de interesante. Aceste EQA despre care am vorbit pe, pe cavaleria.ro este practic varianta electrică a lui GLA, folosesc, împart aceeași platformă, și deci, iată o platformă destul de modulară, zic eu, pentru că nu e ușor să pui o baterie de peste 60 de kWh pe un, pe un, pe un SUV subcompact aproape. Okay. A, și a, e o mașină interesantă, autonomie de 423 de km în standard WLTP, deci în mod de real o să mergi vreo 400, să zicem, 190 de cai putere, o mașină suficient de spațioasă pentru o familie mică, tânără, a, care va folosi mașina asta mai mult în oraș nu sunt foarte Arată mari, Foarte dar... fain interiorul. Da, este același interior ca la GLA sau ca la GLB, e, e super drăguț. Evident, interfața este schimbată pentru că vorbim de o mașină electrică, are meniul ăsta EQ în plus. Din exterior seamănă un pic cu EQV sau cu EQC, adică e acela grilă neagră și farurile care se integrează altfel acolo și aici o bandă albastră și stopurile care sunt unite de, de o bandă LED. E fix în tema EQ, încă nu este o mașină electrică dezvoltată de la zero să fie electrică, ci în continuare Mercedes folosește platformă comună și iată că în avantajul lor, pentru că această mașină, atenție, are un preț de pornire în, în Germania de 47.540 de euro, cu tot cu TVA. Dacă mai tai și taxele și um, adaugi și acea primă de la guvernul german, care e undeva la vreo 7.000 de euro, parcă ajungi să ții mașina asta la sub 40.000 de euro sau pe acolo. La noi în țară, dacă ar rămâne programul Rabla Plus, îți o poți lua la 37.000 de euro ID3, first edition pe care l-am testat, costa vreo 50.000 de euro Eniro cu care am mers și era vreo 50 ceva de mii de euro Deci ai de ales acum între o mașină premium cu autonomie decentă sau să ție o mașină de volum. Oricât, de drăguț este ID3, nu poți să compari interiorul unei Volkswagen cu unul de Mercedes sau unul de Kia cu unul de Mercedes. E interesant că e fix în zona asta. Mașina a venit un pic mai târziu pe piață, e întârziată cu vreo șase luni și ca să-ți dai seama că e întârziată, ea e deja în producție, mi se pare că se produce în Mexic și prin februarie-martie trebuie să vedem primele exemplare în Germania. Ia să mai dau okay. M-am uitat. M-am luat cu discursul și, și am uitat. Și uite, no, dragă, când este... când încep să vorbești despre mașini electrice ești de neoprit, apropo, dar asta-mi asta place foarte tare. Și mai avem. Săptămâna Sără. viitoare am primit deja imagini, n-am voie să le arăt, cu următoarea versiune de Mini. Oho, care evident va pune și mai mult accent pe electrificare. Și abia aștept să povestesc mai multe despre Mini. Miercuri, că miercuri la 1.30 a.m. expiră embargo-ul. Așa. Și acum e foarte interesant că la nici câteva ore după ce a fost anunțat acest EQA, a apărut această știre că Model 3 mai primește o reducere de preț în anumite țări din Europa cu până la 9% și văzusem undeva că varianta standard SR Plus, standard Range Plus parcă, da. Este facelift este undeva la vreo 33 sau 34 de mii de euro cu toate taxele incluse minus primele de la stat e. Yeah. Gândește-te că abia acum a început să vorbești despre mașini accesibile accesibile pentru oameni cu bani Pentru că atunci când vorbești de mașini 40, 50, 60, 70, 80 de mii de euro sunt pentru într-adevăr categoria premium Sunt puțini oameni care își permit să dea atât de mult bani pe o mașină electrică și avem nevoie de mașinile de 20 30.000 de euro, care apoi se ieftinească, să ajungă și la 15.000. Uite, uite prețurile, așadar. De standard Range Plus, uh, care înainte era 42.990 de euro, în Germania o să coste 39.990 de euro. Mi se pare că e o primă de vreo 7.000 de euro, ceva de genul ăsta. Deci, uh, poți să mai scazi un pic. Și deci eu nu m-aș uita la altceva în afară de standard Range Plus. Adică, nu-mi pasă să. nu trebuie să fie cu tracțiune integrală, să aibă două motoare sau. Uh, singura condiție ar fi, nu știu, să aibă interiorul premium, adică să mai multe difuzoare și atât. Exact. Exact. Uh, dar e interesant reclama din de aici de sub la Audi Sportback. Da, 40 TDI, 37.800 de euro cu TV. Adică deja se apropie, e, e, fix în zona asta. Și producătorii germani vă, trebuie să facă ceva. Adică dar stai puțin că 40 TDI nu e motor de 4 litri, motor de 2 litri cu mai mulți, cai, nu? Da, e motorul de. sigur, e motorul de 2 litri. Nu le știu exact nomenclatura, că e destul este de complicată, dar uite, mă uitam, am testat zilele trecute e ul Facelift, care este o mașină excepțională din, din toate punctele de vedere, dar e o mașină care costa undeva la vreo 70.000 de euro și era diesel cu motorul de 2 litri, 9, 290 de, de cai putere, dar avea, de exemplu, nu avea cruise control adaptiv, avea doar cruise control normal, dar pe ecranul din fața mea știa să măsoare, să-mi spună la ce distanță este mașina din față. Știa avea acel asistent la condus. Și ok, de ce n-ai pune și cruz control adaptiv dacă tot ai tehnologia asta de radar care măsoară? Adică de ce vrea să mă faci pe mine să plătesc în plus când uite, vine cineva ca Tesla și care zice ok, la noi te să alegi doar între premium interior și standard interior. Ai aceleași tehnologii, diferența e ok, vrei 12 difuzoare în loc de 8 și atât adică se merge de apoi la economia de carburant pe care o vei avea pe durata vieții, revizii și așa mai departe și devine din ce în ce mai greu să mai justifici un Mercedes pentru altceva decât pentru interior. Și aici intervine EQA care, uh, care putea ar putea să vândă destul de bine. Apropo, am văzut uh, am văzut niște cifre de vânzări pe Franța pentru mașini electrice în luna decembrie. Știi care este a doua cea mai multă mașină din Franța Da ce Spring. A, pentru lotul acela da. Deci, a, doua, a, doua, a, doua, cea mai vândută mașină din Europa, din Franța, în decembrie a fost, a fost Dacia Spring. Pentru că a fost un lot foarte mare livrat pentru o firmă de rentă Nu neapărat livrat cât rezervat, câte știu, că nu, nu cred că au fost și livrate. A, ba da, că nu sunt livrate, pentru că ele sunt deja în producție, adică modelul e vechi, nu e, nu e al Dacia, să zicem. Una peste alta, dacă ești în căutarea unei mașini electrice sub 40.000 de euro, încep să apară opțiuni, dar dacă vrei ceva care să arate ca o mașină și să aibă și un interior decent, iarăși opțiunile rămân destul de limitate și Mercedes încă, încă testează apele. Eu îmi pun mari speranțe, nu neapărat în, într-o versiune electrică a lui GLA, ci mai degrabă în acel EQE, care ar trebui să fie un concurent pentru Model S, sau un EQC Sedan, nu, stai, EQS o să apară anul ăsta. Exact, păi EQS este, da, este pentru. Da, asta trebuie să le vedem anul ăsta deja, să știi. Și uh, cu comenzi de anul a... viitor. Asta, asta am dori și o să le vedem lansate anul ăsta. pentru că, da, în continuare, pe segmentul premium, atunci când dai mai mult de 30-40.000 de euro pe o mașină, da, vrei un interior mai bun, pentru că stai destul de mult timp în mașină. Poate în 2021 încă nu se aglomereze drumurile, dar în 2022 vom face din nou naveta destul de multă și există studii care arată că de aici înainte naveta în marile orașe se va înrăutăți o la câțiva ani se va tot mări și atunci, da, interioarele contează mai, mai, mult decât neapărat viteza maximă sau puterea maximă. Exact. Stai să-ți mai arăt ceva, te rog, pentru că tot săptămâna asta a fost anunțată o nouă versiune de Taikan, se numește dar doar Taikan și este cea mai ieftină versiune a lui Taikan și anume Așa că zic acum 83.520 de euro. Poți să-ți iei un Porsche electric la 83.520 de euro cu toate taxele incluse Evident, multe opțiuni rămân bifabile, gen scaun sport. Bine, oricum e mai sport într-un Taycan decât în oricare altă mașină, dar ia să vedem De deci ce aș da dublu pentru aceeași putere și autonomie față de un Model 3? Pentru că este un Porsche, George Deci dublu doar pentru că e Porsche da, dar nu se cum. Da, dar nu e aceeași. E un Porsche. O ție un Porsche. Marian, kilometri, putere maximă. Uite, așa arată un, un, un Porsche kel. Dar după un aia. Kel. Da, nu cred da că e kel. Jantele, alea, jantele alea, cred că costă cât uh, sistemul de conducere autonomă de pe Model 3. Să știi că nu sunt așa scumpe jantele. Ai crede că sunt scumpe, dar nu sunt scumpe. Vezi ecranul pe care îl ceresc? Da, îl văd. A, stai, stai puțin, nu, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Nu, că mi-arăți homepage-ul uh, Porsche. Da, stai că mi s-a deschis o altă aplicație și o rezolvăm chiar acum. Stop sharing. Așa ne-a pus pe amândoi aici. Stai un pic. Uh, share screen. Porsche car configurate. Gata. Hai, arate. Și cât arăți tu, eu să mai, să mai măresc un pic șatărul ca e și soarele. Așa, uite, acum sunt fix în configuratorul Porsche. Hai să vedem cât de scump putem să facem un Taycan, cel mai ieftin Taycan. Deci, avem așa, janta de 19 standard se numește Taycan Aero Radar Și următoarea jantă, ca un design mai drăguț, este 1142 de euro, 2500 de euro. Jantele astea frumoase. Deci, uite, dacă vrem niște jante un pic mai frumoase. Dai e doar 1000 de euro în plus pentru niște linii care sunt. fie. Apare un contur în plus pe jante. Da, toate jantele, apropo, sunt optimizate pentru range, pentru autonomie. Da, cele mai scumpe de 21 de inci, Diamond Cut, Aeroblades, Carbon, 7967 de euro. Deci, din start, da, de. Dar de, de, de ce să-l faci mai scump? Hai să vedem ce are cel mai ieftin Taycan mai degrabă. Adică, dacă nu îmi permit un Taycan cu de toate, cel mai ieftin Taycan pe care mi-l iau, o să aibă. O să Că. aibă așa. Are scaune confort sițe vorne cu 8 poziții de reglare, ceea ce din start okay. mai, mai, multe poziții decât în Tesla. Apoi, apoi da, patru roți, l am văzut mai devreme. Hello, was ist us as Porsche? Stai să scriu aici un mesaj. <laughs> Marian, hai să te rog. Așa? Da. Deci avem climă dublă, ceea ce e bine. Așa. Deci mai aici. Așa, pe două zone. Să avem o de opțiuni pentru alte lucruri, ok? Așa. Cam atât. Ia să vedem. Zim care este următorul pas. Serie Naustangung sau Zoom Prank? Aster. Da, serie Naustangung. Adică care este dotarea de bază? Gata. Ea noastră. Așa, deci jante pe 19, uh, zwei uh, ok, cutie cu dublu ambreiaj pentru spate. Nu, cu două viteze. Cu două, cutie cu două viteze pentru puntea spate, corect. Da, da, da. Uh, scaune confort pe față, frozen blau metalic, e 1000 de euro. Dar nu putem să. Care e culoarea standard? Ca să nu dăm banii măcar pe bopsea. Cred că este culoarea standard, este Alb sau negru? O alegem neagră. Alb. Ok. Negr ne negru, la noi nu rezistă pentru că se prăfuiește și se zgârie. Da, așa e. Dar oricum, stăm mai mult pe loc că vă sta mai mult la încărcat. <laughs> așa, <laughs> <laughs> da, te abține. Ok, 83.520 cu TVA inclus, practic se califică și pentru prima de la stat. Ai putea să o iei fără TVA în cazul acesta la vreo 60 de mii? Da. Mult. Mult pentru ceea ce oferă. Adică este și cu o autonomie mică și într-o linie puse. dreaptă, model de 3 performance o să-i dea liniște. Cum? E mult mai ieftin oricum decât un Audi e -tron sport pe care sare de 100 și ceva de mii. Adică e, un preț bun și e un început bun. Acum, ce mă frustrează pe mine un pic în toată zona asta, în toată discuția asta cu electrice, e că scade prețul foarte rapid la mașinile electrice. Adică dacă mi-aș fi luat un Model 3 acum 3 luni și aș fi luat un standard Range Plus pentru 40 și ceva de mii de euro, să zicem, și după aia, văd că el costă cu vreo 3-4 mii de euro mai ieftin, este foarte frustrant. Adică este incredibil de frustrant. Exact. Dar, Dar și pe de o parte asta este bine pentru că e o sectă deocamdată a celor care au mașină electrică. Sunt puțini oameni pe care poți să-i enervezi că au dat prea mult. Da, mai da, da la o chestie. Sunt deja zeci de mii, sute de mii. Adică nu în România. Gândește-te la o chestie. Atunci când îți cumperi o mașină premium, de peste 50-60 de mii de euro, cam care e deprecierea într-un an, în primul an, știi? A, 25%? Minim? Minim. 25-30% se depreciază una 8, un, un seria 7, un s -Class da. în primul an, corect? Da. Deci, că o mașină electrică nu se depreciază aproape deloc în primii doi ani, și pentru că sunt greu de găsit, dar și pentru că mașina acestea sunt mult mai fiabile și au costuri mai mici de întreținere. Așa. Și a, s ăsta, spre exemplu, ieftin, așa, ar putea să fie o investiție interesantă pentru că, cu economia pe care o vei face la carburant, s-ar putea să ajungă o alternativă inclusiv la un Audi A6, fără probleme. Da, exact. Până la urmă e un Porsche. Și mai e, mai e o chestie. Uite uite cum rezolvă, producă, sau cred eu că rezolvă producătorii aceste tăieri masive de preț de la un model altul. Adică, da, ai văzut standard aici, plus este mai ieftin. Cam la toți producătorii de mașini electrice, cei consacrați, să zicem, adică Mercedes, de exemplu, o să scoată prima, primul exemplar de EQA ca EQA Edition sau EQA First. Și după, aia, okay. după câteva luni, aceea, acel model First Edition o să o dispară cu totul de pe preț și o să fie înlocuit de un alt model care o să fie mult mai ieftin și atunci o să apară, știi pe mai multe niveluri de preț. Inclusiv ID-3 este vândut ca First Edition, este un max. Și după Max ăsta o stau să vezi ceva mai ieftin. După aia și ceva mai scump, adică inclusiv vechiul o să vină într-o variantă cu două motoare sau o variantă cu autonomie mărită, de peste 500 de km, știi? Și atunci cumva producătorii așa încearcă să dea drumul economiei de scară un pic. Până își, reglează, exact. își rezolvă toate problemele. Asta e teoria mea, cum, cum, pot rezolva producătorii aceste reduceri masive de preț. Dar pentru că să dar nu e de ajuns. Sunt, spre exemplu, utilizatori care se plâng că Tesla a promis, dar nu a pus încă în vânzare un long range cu un singur motor care ar fi și mai long range decât cel cu două motoare. Versiunea pe care eu o conduc, pe exemplu, e cea cu două motoare long range. Da? Dacă aș avea un singur motor, aș avea autonomie și mai bună, pentru că ar fi o mașină mai ușoară, mai puțin performantă, mai puțin puternică, n-aș mai avea 350 de cai, aș avea probabil 200 doar. Dar în viața de zi cu zi, nu ar conta atât de mult și atunci aș avea autonomie și mai mare, dar versiunea respectivă, uite, spre exemplu, nu e de găsit încă. Așadar, la lansare, toți producătorii vor încerca să-ți vândă varianta mai scumpă dacă ești dornic să o fii printre primii care o accesează. De ce te oprește să scoți motorul? <laughs> Niște șuruburi. O să rămân cu șuruburi poți să faci mai mult loc în îți lași doar motorul în spate și mărești eu per bagajul din față. Franco, îl faci mai mare. La fel aș putea să facă la filtru de aer, aș putea să bag doar unul în loc de două. Sunt multe variante locuri unde poți face economie. Da, mai tai din scaune, că oricum folosești trei cel mai mult timp. Hai să avansăm. Sigur mai avem da. știri interesante, cu siguranță. Da, uh, suntem la Samsung acum. Uh, și mi se pare, nu mai suntem pe Herbert Dis și venim după aia cu așa așa, de la care așa, deschis aici. Herbert Dis, care este CEO-ul uh, grupului Folson Și a deschis cont de Twitter. Ah, scuze. Ia da, te stai par. te liniștit, sunt aici, Am te ajut. Laptopul ăsta cu două ecrane mă încurcă. Te ascunzi în da. spatele lui așa. E atât de mare încât dacă vrei să te ascunzi în spatele lui se poate. Da. Așa, uită. Hello Twitter! I'm here to make an impact with Volkswagen Group, especially on political issues and, of course, to get some of your market shares Elon Musk, after all, our ID ID3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions Ce a vrut să spună? A vrut să spună așa că he, Elon, fii atent că deja îți vinde mai bine decât tine în Europa Ceea ce e și normal când ai un backorder uh, pe niște... Uh, Comenzia atât de multe în spate, și te începi să livrezi doar în ultimele câteva luni ale anului. Normal că, fiind te vă luc mașinile alea, Te deci să așteptăm să se stabilizeze un pic modelele în următoarea perioadă, și atunci o să înțelegem. Da, da. Eu nu înțeleg ce a vrut să zic aici cu I'm here to make an impact, with force group, especially on political issues. probleme politice, dar nu politică, azi în politică PSD, PNL și AUR și asta, ci mai degrabă pe sustenabilitate, pe ecologie și așa mai departe. An politică, la climate. Ok. And of course to get some of your market shares. Da, adică ah. să, să fure din, din piața Tesla. A încercat să fie Looking amuzant. Forward to productive discussions. Da, a încercat să fie amuzant. dar eu, oricum este un. Ai zis perfect. A încercat să fie amuzant și a ieșit exact cât o să iasă vreodată unui neam streaz. Exact, uite, -l, uite. Adică, și în poza de profil. dar, E, e oricum. Vezi că a răspuns la niște întrebări foarte interesante pe aici, pe, Twitter. A răspuns unor oameni și vorbește de, de, tot felul de proiecte de la Volkswagen. Adică eu cred că Herbert este un om competent acolo, în, față, în fruntea grupului Volkswagen și că poate să facă chestii foarte interesante în perioada următoare. Pare a fi un fel de, de challenger, de outsider, cel puțin așa o dă. Există voci care spun, pe exemplu, că este un ghimpen în încoasta șefilor C-level, așa să zicem, mai vechi, pentru că este prea progresiv. Da, progresist. Volkswagen este în continuare condus de o dinastie, adică. Evident. Volkswagen încă nu și-a rezolvat problema de emisii, chiar și cu aceste livrări de mașini electrice, a ratat-o la mustață și va fi penalizată de Comisia Europeană. Vom afla probabil despre lucrurile acestea. Ne dorim mai multă competiție. Un Taycan mai ieftin este binevenit. Mulțumim, Herbert Dis, dacă, ar, dacă, ajută la ceva. Și, pe, și da, și Taycan ai făcut pe platformă separată de oricare alt model de la, din grup, adică pe 800 de volți. Și apropo, o să vedem în, în săptămânile următoare un model de la Kia Hyundai, primele modele care se ocupe pe platforma dedicată de electrice de 800 de volți, la un preț foarte bun. Nu știu exact. Da, tot... dar apropo de preț foarte bun, tu ai încercat să mai găsești un, o Skoda City Go electrică pe undeva pe stoc, pentru că de luni de zile. A, ah, dar nu mai e în producție. Nu ți-a spus nimeni că. Ah, nu mai ok. E, prea <laughs> ieftină? Sau ce? Au oprit producția la un moment dat și uh, a fost înlocuită cumva de ID3. Dar din câte știu, nu mai sunt în producție. Era prea ieftine să acele mașinile alea. Skoda City Go era timp de așteptare și un an la ele. Ok. Păi da, o da, da vrem că... mai mult de la Volkswagen. Uh, da, sunt, multe sunt în. Uh, al, dar Trebuie să înceapă livrarea acum pentru unele care s-au de anul trecut. Așa, așa ți minte că am vorbit cu câțiva a, client. Exact. Bun, Hai să mergem mai departe a, la cu la la de care aparent lucrează la niște display-uri de 90 de Hz OLED pentru laptopuri Acum a, a, această rată de refresh mare nu este nouă pentru că sunt foarte multe laptopuri pe piață care au ecrane de 120, 144, 260 sau 320 de Hz, inclusiv noi am avut în săptămâna de la CES aici câteva modele foarte interesante. Dar ce promite acest OLED e că poți să mărești un pic rezoluția, adică te poți duce la mai mult decât Full HD 144 de Hz și poți să urci la un 4K 90 de Hz. Evident, aceste ecrane nu vor fi ieftine, adică o să le vedem dacă o să le vedem pe modele premium și s-ar putea să le vedem chiar pe MacBook-uri. Am așa o teorie, pentru că da, vor fi ecrane scumpe, Samsung lucrează deja foarte bine cu Apple și cine altcineva ar fi să facă comandă de ceva atât de ciudat. Și apropo, aceste display-uri sunt deja în producție de masă, adică ele nu sunt nu sunt așa de colo. Am producția serioasă pentru el, o să înceapă în martie și coincide un pic cu perioada în care de obicei vedem produse noi în gama MacBook de la Apple Și fii atent, exact. sunt 14 inch fix pe diagonala despre care se tot, se tot vorbește Ce este important de reținut este că într-adevăr aveam deja ecrane rapide, dar le aveam pe tehnologie LCD IPS și nu redau atât de multe culori pe măsură ce creștea rata de refresh, scădea cantitatea de culori. OLED-urile vor rezolva lucrul ăsta și mai trebuie să mai rezolve un lucru. Ecranele OLED sunt minunate. Oriunde le-ai pune. În mașini, pe televizoare, pe laptopuri. Dar au o problemă. Consumă mai mult decât un IPS. Și eu am un laptop la care nu pot să renunț, un yoga cu OLED, dar la care autonomia este execrabilă. Pe doar 60 de Hz și rezoluție 1440p nu va, nu va, ține foarte mult, dar se vede superb atunci când merge și de aceea îl folosesc acasă conectat la priză. De aceea am preferat un IPS pe 4K, monitorul laptopul pe care l-am după mine acum, în locul acestui OLED. Deci OLED-ul pe 90 de Hz e binevenit dar sunt tare curios dacă Samsung a rezolvat problema de eficiență pentru că pe un laptop te interesează foarte mult că ține bateria da. Acum să vedem. Nu știu dacă ai observat că dispare acest trend cu ecrane 16 pe 9 și că ne ducem către formatul ăsta 4 pe 3 care mi se pare mult mai util 4x3 sau chiar 3x2, care mi se pare și mai util, într-adevăr, vor ieși mai multe laptopuri din categoria aceasta. Sunt 16x10. Cum? 16x10? 16x10 sunt. Un pic mai am eu pe, pe Huawei, uh, Matebook, este așa, adică e mai pătrățos să sunt un pic. E mai e, 3 pe, 2. 3 pe 2. Ale 3x2. Radu zice că nu. Ba da, e 3000 pe 2000 ecranul. A, e 3 pe da. 3 2. Și formatul ăla ne place foarte tare. 3 pe 2. Cu cât e mai pătrățos, cu cât e mai înalt ecranul laptopului tău, cu atât o să scrolezi mai rar și cu atât uh, practic uh, vei putea sta cu privirea un pic mai sus. Am mai vorbit despre chestia asta la testele noastre. Este tare cu că format va avea acest ecran. Uite exemplu, că acum suntem pe un laptop 16 pe 9 da? Și cam, da, și ca să citesc mai ușor să dau zoom. Pe un laptop care e deja în formatul 3 pe 2, nu prea mai trebuie să mai dai zoom. Adică, da. Exact. Și nu mai scrolezi. Bun. Asta este și știrea despre ecrane de laptop. Cam așa o să arate așadar. Vom vedea multe modele lansate anul acesta. Am mai vorbit noi despre o știre acum ceva vreme cu un fost inginer de la Google care s-a mutat la, a, cred că s-a dus la Uber, parcă. La Uber adică s-a dus. Unul dintre cele mai mari jafuri de IT din istorie. Da, deci practic s a dus cu toate patentele Waymo, Google pe mașină autonomă s-a dus într-o altă companie nu și nu mai patente cât mai, mai degrabă cercetările. Da, da, să seama, și linii de cod și alte chestii. Și a fost. Deci el a fost dat afară de la Uber după ce a fost dat în judecată de Google și mi se pare că trebuie să dea la Google 179 de milioane de dolari. Iar acum, în ultima zi a lui Trump, ca președinte, el a fost grațiat. A fost grațiată pentru, pentru instanță ca să nu mai facă închisoare, oricum pedeapsa lui era amânată din cauza COVID și aștepta să fie la un moment dat încarcerat, pe lângă banii pe care trebuie să-i dea Dar a fost iertat după ce se pare că s-a făcut foarte mult lobby pentru iertarea lui pentru dosarul de pe instanță de oameni foarte bine foarte sus în Silicon Valley, inclusiv Peter Thiel se pare că s-a băgat pentru el și alți oameni de pe la Palantir și organizații care finanțează foarte multe startup-uri. E clar că Lewandowski lucrează în momentul ăsta la ceva și băieții au nevoie de el ca el să codeze în continuare și pe modelul te scăpăm de pârnaie dacă faci compania asta să existe și să funcționeze. Este clar că mașina autonomă este viitorul și cine știe să o facă ca lumea, este atât de valoros încât un președinte dintr-o țară democratică este pregătit să te ierte că ai furat de la o companie secrete industriale în valoare iată de 179 de milioane de dolari. Da, dar știi ce nu mai este. Te că acum. dar știi ce nu mai este viitorul asta, vreau să zic. Ah, da. Google Asta știe Google să facă ce mai bine și a rămas bun de la încă un proiect. Bine, nu e Google, este Waymo, dar este ideea internetului de pretutindeni cu niște baloane care sunt foarte mari, cam cât un teren de tenis, care cară tot timpul niște panouri fotovoltaice, se pot mișca apropo, stânga-dreapta, față spate, și e un fel de. Asta e că și Facebook avea ceva similar cu niște avioane care puteau Hai să explicăm oamenilor care este știrea. Practic, Alphabet, compania care deține Google, că trebuia să fie ceva deasupra, își propusese să aducă internetul acolo unde nu există și să-l facă accesibil și prezent și pentru oameni care au doar un telefon mobil cu 4G. Și pentru asta s-au gândit ei că ar fi o idee bună să pună, în loc să pună stâlpi, să pună baloane. Și baloanele alea, practic, să fie alimentate cu panouri fotovoltaice și să aibă un, o antenă care să preia internetul de la altă stație de bază și apoi să-l dea prin 4G. După ce proiectul lor a primit și finanțare destul de serioasă, și-au dat seama că oamenii nu-și permiteau telefoanele alea cu 4G care trebuiau pentru aceste baloane. de mi se pare foarte interesant pentru că avem trei mari companii cu trei idei diferite. Deci, avem SpaceX și mi se pare că sunt singurii care au reușit ceva deocamdată pe în care încă avem serviciul distribuit peste tot, merge doar în emisfera nordică și doar pe în zona Statele Unite ale Americii și Canada. Dar mi se pare cel mai ambițios proiect că oamenii au trimis niște sateliți în, stat, în, spațiu, au testat. Apoi mai este ideea Facebook, acel avion care poate să stea în aer zile întregi, este autonom și este, își trage singur puterea de la soare Și mai este ideea asta de la Google. Două din trei idei se zicem că au picat Mai rămâne una singură pe care o să o vedem în viitor, dar totuși abonamentul e destul de scump. Mi se pare că e undeva la vreo 50 de dolari pentru, uh, pentru sateliții lui Musk Pentru state e un preț bunicel pentru un internet cât de cât decent. Dar Poi, pentru -o... la un moment dat, dacă nu ai internet și în creierii munților, și în România este un preț corect, pentru că altfel, până îți vine fibra în creierii munților, s-ar putea da. ca astfel de satelit să fie o idee bună. Deci, până la urmă, iată că, deși în teorie ideea mai ieftină și gata mai rapid poate să bată Nici Facebook și nici Google nu au se miște suficient de repede cu baloane sau avioane electrice Și a trebuit să le ia fața SpaceX care trimite niște sateliți complicați cu niște rachete complicate și scumpe pe orbita terestră da. Mai avem o ultimă știre din tehnologie și anume mai multe firme de gaming, de distribuție și de producție de gaming au fost amendate pentru că au blocat vânzarea anumitor jocuri în anumite țări ca să lase loc de exclusivitate de vânzare pentru alți distribuitori. Și amenziile, da, în total de 7,8 milioane de, dolari, de euro și sunt așa, Japan's Bandai Namco și Capcom, care sunt prezenți și în România, dezvoltatorii de jocuri Focus Home, publisherul german Koch Media, adică cel care vinde, practic, și Zenimax plus Valve, da, cei care fac stimul și care este un magazin foarte important. Sunt foarte puține jocuri care, într-adevăr, sunt vândute, sunt blocate ca vânzare. De obicei, pot poți să-ți cumperi un joc de PlayStation 5 sau de PC de la Altex, Media Galaxy, Mag, Steam, Origins, pe inclusiv ăsta de la Epic Games. Dar că sunt anumite cazuri în care unii producători de jocuri încearcă să țină exclusivitate, ceea ce nu e tocmai corect. Se pare conform. O dacă tot ești pe BBC Technology, hai să te, te sus și la știrea de deschidere de astăzi, care mi se pare foarte drăguță. Asta cu Australia amenință că închide serviciul de căutare în Australia. Ai, ai văzut știrea? Da, am văzut acum. <laughs> pare foarte tare. Deci Google a ajuns să amenințe Australia că și închide serviciile de căutare acolo după ce legiuitorul, parlamentul de acolo, încearcă să introducă legislație care să oblige Google să plătească organizațiile de presă ale căror știri sunt pe Google. Este o tentativă de a face cumva o finanțare viabilă pentru mass media, pentru presă, pentru că în momentul acesta, dacă faci știri sau content, ești captiv în rețele de socializare sau pe motoare de căutare Oamenii nu, mai, nu mai vin direct pe site-ul tău, trebuie să fie găsite altfel După ce rețelele de socializare și motoarele de căutare au oferit aceste servicii gratuit, utilizatorii sau au obișnuit să le folosească și acum folosesc doar chestiile astea Și asta este o chestie care pune în mare dificultate și în pericol chiar organizațiile clasice de presă. Și iată cum încearcă să o rezolve Australia, însă chiar și oamenii foarte deștepți din tehnologie spun că este o tentativă sortită din start eșecului, pentru că nu poți pur și simplu să obligi un motor de căutare să plătească niște bani pentru niște chestii. Adică e ca și cum le pui taxă de protecție. Trebuie să găsești o altă variantă. Varianta pe care o caut acum Australia este însă un semnal vremurilor. Și o discuție care va tot reveni în anii următori, pentru că vedem tot mai puține organizații mari de presă care să fie viabile, să reziste. Și cu cât țara e mai mică cu atât mai puține organizații de presă de calitate, vezi inclusiv în România. Așa. Oricum, cred că la Murdoch, lui murdoc. Mm, nu, neapărat. Hai să vedem un pic cum stăm pe Cripto, pentru că la momentul registrării noastre este sânge pe piață. Bitcoin a făcut o corecție majoră de peste undeva la 20% în ultima săptămână. Era o corecție pe, pe care toată lumea aștepta, dar mai puțin cei care abia intraseră. Știi că tot spun eu de vreo două, trei săptămâni, când undeva în ianuarie, pe la jumătate, urmează o corecție. E bine, suntem în ianuarie puțin după jumătate, a întârziat câteva zile, dar corecția a venit și sunt șanse ca ea să se ducă până spre 26.000 sau poate să facă bounce back de acolo și să urce la loc Bitcoinul așadar la momentul acesta este undeva la 31.000, dar acum câteva ore era fain frumos pe la 29 și probabil că cei care l-au văzut la 29, au leo, păi nu cumpără acum, că dacă se duce la vale și acum e 31.000. A, ce bine era dacă l la uh, 29.000, dar nu cumpăr acum, că poate scade iarăși. Și mâine, când o să fie probabil 33, o să zic că, a, dar nu mai bine luam ieri, da, hai că poate scade acum. Și uh, genul ăsta de gândire întotdeauna îți dă mari bătăi de cap. Recomandarea mea este, din nou, dacă vreți să faceți investiții în cripto, așteptați într-adevăr perioada de scădere și investiți pe termen lung, pentru că pe termen lung Bitcoinul va face ce știe să facă el cel mai bine. Ethereum are și el o perioadă foarte bună. Uh, după ce a testat 1400, a revenit la 1100 și ceva. 1200 s-a stabilizat. Mai aștept să vină un pic de corecție și acolo, dar sunt tot multe voci care spun că acum intrăm într-o perioadă de Altcoin Season. Am mai vorbit despre chestia asta și la criptovineri, dar pe scurt, e de așteptat ca după ce Bitcoinul s-a mai stabilizat, o parte din banii care erau în tranzacționare pe Bitcoin să se mute în altcoin-uri. Adică, ce sunt altcoin-urile? Sunt altceva decât Bitcoin. Și vedetele sunt Ethereum, Polkadot, puțin Cardano, Ripple deja este într-o cădere accelerată și nu își va mai reveni. Litecoin în continuare rămâne absolut surprinzător ca e acolo. Chainlink a avut o perioadă foarte bună, a făcut corecție, dar pare. Este foarte. M-am uitat spre ziua de curiozitate ce monede merg împreună cu Bitcoin. Nu știu dacă sunteți curioși de chestia asta, că de tare vă pasionează, dar să vă uitați. De aceea am și dat eu pe Twitter la un moment dat și am zis că Bitcoin is a DJ. Știi? În funcție de cum pune muzica DJ-ul ăsta, așa dansează toată lumea. Ei, sunt câteva monede care nu urcă și coboară în ritmul bitcoinului, că nu coboară cu aceleași valori sau proporțional, dar se apropie. Chainlink, spre exemplu, merge fix pe muzica bitcoinului, dar, spre exemplu, Curve, pe care, la care m-am uitat în ultimele două, trei zile de curiozitate, a avut o proată de creștere și cât Bitcoin se ducea în jos. Ceea ce este un semn, și mai sunt câteva proiecte de genul ăsta, care arată că în timp ce Bitcoinul și-a cam făcut de cap, s-a stabilizat, a făcut corecție, s-a putea o parte din banii din bursă care se duceau în mod normal pe Bitcoin acum să se ducă către altcoin-uri. Așadar, dacă sunteți pasionați de trading, probabil că urmăriți deja niște altcoin-uri, dar mare atenție, ca de obicei, vă atenționăm că băgați doar banii pe care sunteți să pregătiți să-i pierdeți, pentru că dacă băgați în Bitcoin 100 de euro acum o săptămână, astăzi aveați 80. Și la fel, mai sunt și alte proiecte. Dar uite, spre exemplu, ce diferență între Litecoin și Chainlink. La Chainlink ai fi avut 110 lei, în timp ce la Litecoin ai fi avut 93 de lei din acea 100 de lei. Hai să menționăm rapid și partenerii noștri de la crypto.com care mi au trimis cardul. Nu cred. A ajuns cardul de la crypto.com Mariani acasă, mă așteaptă Aia Dar până data viitoare Faci tu un ocol pe la mine, că știi unde stau? Da. da. Și-l aduci? Da, la Promit că a venit. Promit. Deci, uh, am, a, 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 a a niște, am niște rude care stau la mine și mi-au trimis poza. Uh, deci, cardul care a ajuns, uh, care a fost comandat acum un an și ceva, tot o să pun eu mâna pe el înainte, da? Da. Și dacă, le, dacă îl și activăm, s-ar să-l poți și folosi. Um, Insist. Dar, are... Ce? Insist. Pot comanda. Da. <laughs> pentru Crypto.com am un cod pentru voi în descriere, prin care puteți să vă înscrieți gratuit și să primiți până la 20, 25 de dolari echivalent în moneda lor în CRO, pe care apoi, în funcție de ce faceți în aplicație, puteți să cumpărați, să tranzacționați, dar este una dintre cele mai simple variante prin care puteți cumpăra cripto și vă puteți face un plan de acumulare. Poate ce a trecut o parte din acest bull run, din cocoașa asta, din creșterea asta, după ce se așează puțin piața, N-ar fi o idee rea, gândiți-vă voi dacă este utilă pentru voi, să cumpărați în fiecare săptămână sau în lună, lună sau măcar hai la două săptămâni de o sumă fixă. Vă puneți un reminder să cumpăr Bitcoin, să cumpăr Ethereum și o să vedeți că dacă cumpărați în fiecare săptămână de 10 lei, 20 de lei, cât puneți voi acolo, o să vedeți că după un anumit timp profitabilitatea pe portofoliul portofoliu vostru s-ar să fie interesantă. Și asta este una dintre metodele cele mai simple și mai sigure de a face investiții nu neapărat de a face trading și hai să cumpărăm acum, cum spuneam eu în zilele trecute și acum vreo săptămână, două, că mă întrebau toți prietenii de unde cumpăr acum, acum repede. Și am zis, dacă n-ai cumpărat până azi, nu cumpăra încă și în niciun caz nu o fă cu banii de chirie. Și cam asta este despre cripto. Mai multe despre ce de Crypto.com au un site foarte ușor de navigat și puteți înțelege multe chestii acolo. Au multe monede în aplicația lor, dar au și un exchange. Odată ce înveți cum merge, te încurajezi să studiezi posibilitatea ca monedele tale, dacă vrei să faci niște tranzacții, să nu faci neapărat schimbul în aplicația Cryptocom. Prin ea poți să cumperi ușor cu cardul, poți să-ți folosești cardul lor și așa mai departe. Încearcă să vezi că e ușor să treci din aplicație din contul tău de CryptoCom, în exchange, care este o interfață de desktop, o poți folosi pe calculator și acolo tranzacționarea dintr-o monedă în alta se face la comisioane mult mai mici, pentru că undeva până la 2% poți să pierzi la transformarea din CRO în altă monedă. Mm -hmm. Ok? Faci un portofoliu, pune puțin câte puțin și nu te grăbi. Și nu te bucura de mama a crescut, au a scăzut, hai să vând repede acum, pentru că vei cumpăra scump, vei vinde că te-ai speriat și după aceea Fluctuații de 20% în cripto nu sunt ceva necunoscut. Pe mine mă preocupă însă o, o corecție de 40% la Bitcoin, care în continuare rămâne posibilă și de aceea te atenționez ca de fiecare dată nu pune bani importanți în cripto decât dacă ești pregătit să îi și pierzi. Mai multe însă în cripto vineri, iar luni vom avea un material foarte interesant cu ok, ok, vorbim despre cripto și blockchain și așa mai departe, dar unde se folosește cripto și blockchain? Păi o să vezi că o să putem arăta Acolo avem un material foarte fain lucrat împreună cu Andrei Brătucu și cu Daniel Popescu despre unde se folosește deja blockchain-ul și deja au mai multe locuri care vor să introducă lucrul ăsta Avem o discuție interesantă zilele trecute cu Andrei că băi, îmi doresc foarte tare să văd o bancă centrală care lansează un stablecoin național Știi? Cât de tare ar fi să avem un X eurâ, să ai un euro pe blockchain? Deci n-ar mai folosi nimeni USDT care este lansat de Tether și care are probleme. Cum ar fi, spre exemplu, în euro, Europeană să anunțe un euro -X sau un X euro sau cum se spune, cum vor ei să spune, dar care să fie garantat de Banca Centrală Europeană. Ar da lovitura, tot internetul ar da fuga să cumpere. Sau cum ar fi să ai franc francez, francez, elvețian pe blockchain. Iarăși, foarte, niște idei foarte, foarte valoroase și cred eu că 2021 va fi anul în care vom vedea și un stablecoin național blockchain. Dar mai multe despre asta vom mai vorbi în alte ediții. Uite că am avut un curiosity bun, cu multe Mura. știri interesante și sper că v-a plăcut. Mai, și mai văzusem undeva o informație foarte tare legată de Bitcoin și de dolar, că dolarul este mult mai folosit pentru piața neagră. Adică undeva la erau trilioane de dolari folosite pentru, nu știu, prostituție, droguri și așa mai departe, pe când Bitcoinul era folosit, nu știu, undeva la vreo 2 miliarde de dolari echivalent. Da, bine. De fiecare dată când apare câte o schimbare de regim, când niște autorități vor să năsprească legislația în domeniul cripto, vorbesc despre cum criptomonedele sunt folosite pentru activități ilegale, pentru că din punct de vedere tehnologic nu au ce să le reproșeze. Însă, într-adevăr, la capitolul infracționalitate și bani folosiți pentru tot felul de infracțiuni, în continuare, cele mai, cea mai folosită monedă pentru a plăti pentru infracțiuni rămâne dolarul și rămâne cash-ul. De ce? e imposibil de urmărit. O dată ce ai reușit să duci valiza, valiza aia poate să se ducă oriunde și banii aia pot fi folosiți oriunde. La Bitcoin însă fiecare tranzacție este scrisă în blockchain și dacă urmărești portofelele poți să-i prinzi pe toți. Dovadă că așa a fost dat jos Silk Road. Cea mai mare, cea mai mare piață de dark web a fost monitorizată luni întregi de autorități care odată ce i-au prins pe administratori și portofelelor de Bitcoin au urmărit activitatea Silk Road luni de zile, și pe portofelele de Bitcoin au prins pe toți. Puțin de da. povestea asta. E o poveste foarte interesantă și arată despre cât de puternică poate fi tehnologia și pentru a lupta împotriva infracțiunilor. Pentru că noi nu vorbim aici despre Bitcoin și despre blockchain și despre Ethereum și despre toate aceste inovații, pentru că ne plac infracțiunile, din potrivă. Mi-ar plăcea ca în 2021 să avem colaborări și să primim sponsorizări sau plată pentru servicii și noi în cripto. Pentru că, ce să vezi? Cum ar fi, spre exemplu, ca în momentul în care avem o colaborare, să zicem, cu un magazin care vinde anvelope? Și să zicem, ok, avem un contract prin care noi vom promova învelopele voastre la testele noastre auto. Ok, facem un contract să trimitem o factură și factura se plătește la în România 15-30 de zile Dar cum ar fi să avem un smart contract între noi și de fiecare dată când eu public materialul, smart contractul să se activeze automat și plata să se facă instantaneu De ce să stai eu 30 de zile după ce ți-am livrat serviciul? Ci tu pur și simplu să-mi plata instant când ți-am făcut serviciu, nu? Da, exact. exact. N-ar da, fi drăguț? Despre asta este tehnologia asta și mie mi-ar plăcea să o vedem Și pentru asta am avea nevoie și de smart contracte, dar și despre oracole Adică cineva care să introducă informația în contractul ăsta și să spună ok, deci Când introduc acest parametru, se activează smart contractul Deci cavaleria și cu magazinul de anvelope din fetești.ro au acest contract și în momentul în care se publică pe YouTube acest material în care s-a făcut această promovare, Trimite informația asta în blockchain că s-a întâmplat această condiție. Știi? Și e un fel de if this then that. Dacă s-a întâmplat publicarea, activează contractul, livrează banii ăștia. Și nu ai nevoie pentru chestia asta nici de contracte, nici de hârtii, nu ai nevoie pur și simplu decât de voința părților și ar face lucrurile mult mai simple. Desigur, n-ar fi rău ca și Ministerul de Finanțe și ANAFOL să facă o metodă transparentă și simplu de folosit pentru noi cei care vrem să folosim tehnologia asta în munca noastră pentru a face lucrurile ușor de folosit legal la vedere. Da? Dar despre asta din nou vom mai avea timp să mai povestim. Însă ăsta este unul dintre lucrurile care mă interesează aș vrea să putem rezolva chestia asta. De ce se stau 30 de zile? Știi, înainte ca să trimiți bani în străinătate, românii când se duceau la muncă în străinătate, trimiteau banii prin cineva pe autocar. Și erau păcăliți al albania într-o parcare. Apoi a venit Western Union, după aia a venit TransferGo, care apropo merge foarte bine. Unii folosesc Revolut, alții folosesc SEPA. Sunt tot mai multe variante, din ce în ce mai rapide și SEPA a ajuns atât de rapid că banii pot ajunge în aceeași zi. TransferGo în câteva minute. Deci există soluții de a transfera bani ar trebui să facem lucru, ăsta și pentru partea asta de, de, contracte, de business, în care lucrurile să fie mai transparente. Am reduce și evaziunea fiscală și statul și-ar putea lua TVA-ul instantaneu, nu? Nu să faci, să faci tu un calcul după aia, hai că ți pun eu cât am dat, completează un formular, bag după aia banii în trezorerie. Nu, ar trebui ca un contract când se plătește factura să se deducă automat și chestia, adică am putea folosi tehnologia în folosul tuturor să se întâmplă lucrurile mai repede, mai bine, mai transparent, cu mai puțină evaziune fiscală. Da, bine, mă opresc aici. 70 de minute aproape în cap de noutăți din internet și tehnologie. O facem pe Marte, ca să, putem să facem de la zero totul. Cum? O facem pe Marte sistemul ăsta ca să putem să facem de la zero cu totul. Pe 5G sau pe 6G? 6G. Până ne mutăm pe Marte, lucrăm de oriunde. Eu vă salut de aici, de pe o insulă, care nu contează unde e pe planetă câte vreme are internet. Îl salut pe Marian, de acolo, din mijlocul iernii. Vă salutăm și pe voi și, ca de obicei, vă încurajăm să ne dați un like, un share, ajută la algoritm și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor în fiecare lună și care văd, ca de obicei, clipurile noastre în avans, inclusiv Curiosity. Ce să vezi? Până data viitoare să vă fie mai bine! Pa, pa!